Salutare și bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi vreau să facem împreună burger cu carne de porc, așa că vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă și nu uitați să-mi dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri și să vă abonați la canalul meu pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru burgeri, eu am folosit următoarele ingrediente. 150 de grame de mix de salată, precum spanac, rucola sau năsturel, o pară, 450 de grame de carne de porc tocată, chifle pentru hamburger, 100 de grame de brânză cu mucegai și 3-4 linguri de oțet. Începeți prin a tăia para în felii subțiri. Puneți-o într-un castron. Peste ea puneți mixul de salată. Adăugați oțetul. Asezonați cu sare, piper, stropiți cu ulei de măsline, apoi amestecați salata, iar după aceea ați amestecat-o, dați-o deoparte. Peste carnea tocată adăugați sare, piper, apoi cu mâinile curate amestecați carnea tocată foarte bine. După ce ați terminat de amestecat bine carnea tocată, formați din ea chiftelele pentru burgeri cam de 1 cm grosime. După cum v-am zis, eu am obținut 4 burgeri din 450 de grame de carne tocată. Dați o formă rotundă. Apoi, cu palmele, apăsați pe ele până când chiftelele au aproximativ 1 cm. După ce ați terminat de format chifteaua, ungeți-o cu ulei de măsline pe ambele părți. După ce ați terminat de făcut toate chiftelele, așezați-le într-o tigaie grill sau o tigaie neaderentă, la foc mediu, și prăjiți-le până când acestea se vor rumeni. În timp ce chiftelele se prăjesc, tăiați chiflele în două și în altă tigaie separat, sau dacă aveți loc în aceeași tigaie în care prăjiți chiftelele, puneți chiflele și prăjiți-le până când se rumenesc pe ambele părți. Când chiftelele s-au făcut, puneți peste ele bucăți din brânză și lăsați-o să se topească puțin. Apoi puneți jumătatea inferioară a chiflei pe farfurie, chifteaua cu brânza peste ea, adăugați salata împreună cu feliile de pară. Acoperiți cu cealaltă jumătate din chiflă și serviți imediat alături de cartofi prăjiți și, dacă vă mai rămâne salată, bineînțeles, folosiți-o ca și garnitură. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!